Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, știință și spiritualitate, discutând despre fizică mai mult, dar nu numai despre fizică, ci și despre cariera pe care o poate face un tânăr fizician, un olimpic care pleacă din România și își vede de lucru prin alte părți, apoi se întoarce acasă, și despre Eli Ilai, cum le place europenilor să spună, cel mai mare laser din lume, probabil, care va face din Măgurele, deci din București, unul dintre cele mai inteligente orașe din lume. Doctorul în fizică Cristian Mihail Teodorescu este invitatul colegului Cristian Român și al meu. Și hai să întrebăm așa pașii birocratici pe care mai are de făcut Eli, eu am să-i spun Eli, ca să iasă la lumină. În principiu, noi nu mai avem de făcut niciun fel de pas birocratic. Guvernul a semnat tot ce... În momentul de față, proiectul este la Comunitatea Europeană. Da. Acum trebuie să înțelegem că nu este un proiect obișnuit. Deci nu este un proiect, să zicem, fabulos, facem un hotel sau o pârtie de schi sau chiar și o autostradă. Da. Deci lucruri care sunt cumva cunoscute și se tot fac și se știu pașii. Este un proiect unic. Așa ceva nu s-a mai făcut. Nu știm dacă va funcționa. Deci noi trebuie să încercăm să convingem comunitatea științifică și pe cei care dau bani că oricare ar fi situația, până la urmă ceva tot se va obține. Da? În același timp este clar că un asemenea proiect nu a putut fi trimis pur și simplu. Deci nu s-au adunat trei institute de la Măgurele, hai să facem un proiect, îl trimitem și vom vedea ce o ieși. Deci a trecut prin multe furci caudine, au fost cred că două hotărâri de guvern care au aprobat favorabil acest proiect, plus un audit al unei firme specializate în proiecte mari de infrastructură europene, care se numește Jaspers și care practic nu te lasă să treci de ei până când nu soluționeze absolut toate aspectele birocratice. Deci au fost niște, practic în momentul, cum se zice, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Deci în momentul când s-a trecut de acest sfânt Jaspers, da, am ajuns la Dumnezeul care dă banii, la Comunitatea Europeană, la DG Regio, mai exact, se speră un aviz favorabil. Chiar acum vin de la o ședință cu domnul profesor Nicolae Zanfir. L-am văzut la o emisiune de televiziune, era foarte sigur pe el că se va face și era entuziasmat. Este într-adevăr entuziasmat, deși a fost un moment, să zicem, mai de neînțelegere birocratică, în momentul în care proiectul a fost respins, fără să fie citit, niște probleme de ajutor de stat. Acum nu știu dacă publicul este familiarizat cu terminologia ajutorului de stat, această terminologie se aplică în momentul în care ceri finanțare din bani publici ca să dezvolți o afacere privată. Da? Deci în cazul de față în care este vorba de o infrastructură de cercetare, da, esențialmente europeană, nu se punea problema acestui ajutor de stat, situația a fost clarificată și a trecut mai departe. Dar, cum ar fi să fie privat? Că stau să mă gândesc că ideea asta... Să fie una, nu un cred că... laser privat, un accelerator privat, deci nu știu cum i-ai spune. Nu cred că există așa ceva, există, să zicem, ciclotroane private pentru producerea pentru producerea de izotopi radioactivi, pentru protonterapie, deci în momentul în care există un debușeu economic destul de important, se pot face. Bun, un ciclotron deja se știe, este aproape, nu că se face chiar pe bandă rulantă, dar se produce, ți-l cumperi la cheie. Îl arătăm acum, domn Român, uite așa va arăta. Deci asta ar fi clădirea de la Măgurele. De fapt, ar trebui poate să precizăm și un alt aspect. Extrem light infrastructure înseamnă infrastructură de lumină extremă. Da. Nu există un singur centru al acestei infrastructuri. Există două facilități, într-adevăr. La noi există două facilități, din câte știu, dar mai există în Cehia. La Seged și la Praga să mai fac. Din ce spunea de dimineață domnul profesor Zanfir, suntem pe cale de a deveni cei mai avansați din cei trei pillars, cum se numesc, cele trei piloane ale acestui proiect ILI-MP. La modul că cehii aveau un avantaj față de noi, clar, ei deja au semnat contractul cu Comunitatea Europeană, au primit finanțarea, dar din niște motive de organizare, de nu vor demara construcția, am înțeles, înainte de mijlocul 2013.
iar noi sperăm practic construcția să fie demarată încă din anul acesta. Deci din punctul ăsta de vedere, să zicem, ei n-au un proiect tehnic. Noi avem un proiect tehnic, da. Deci prin eforturile celor de la Institutul de Fizică Nucleară, în momentul de față proiectul tehnic, deci mergând până la detalii de șurub, de cum se închide ușa, de dispozitive de siguranță, este făcut în momentul asta de față. Da? Deci noi putem, practic, România poate lansa licitația publică pentru demararea construcției în momentul de față, ceea ce, de exemplu, cehii nu pot, pentru că ei nu știu încă ce vor să construiască în cele mai mici detalii. Cât despre echipamente înăuntru, asta urmează? Echipamentele înăuntru vor fi două echipamente mari, să spunem. Deci una este acest laser, care va fi cel mai puternic din lume, așa se speră. Deci o putere de impuls de 20 de petavați. Ar trebui să ne familiarizăm cu acești peta. Da, și cam trebuie să le spunem public. 10 la puterea 15 înseamnă. Nu înseamnă nici asta mare lucru. Un milion de miliarde. Deci un milion de miliarde, dar care se execută în timp tot așa, infinitezimal. Într-un timp de ordinul femtosecundelor, adică? Care femto este inversul lui peta, deci este 10 la minus 15, deci este o milionime de miliardime de secundă. Da? Deci, mai este o informație care trebuie să o spunem, pe impuls, puterea generată de acest laser este mai mare decât puterea instalată a tuturor centralelor energetice de pe planetă. Da, bineînțeles, puteți să calculați. Dar într-o milionime de miliardime de secundă. Exact. Da. Deci România acumulează energia și o servește foarte rapid. Cât are puterea instalată România? Ceva de genul 20 de gigawatți. Da? Cam nu știu. De genul ăsta, da? Și toată omenirea 17 teravați. Da, da, bun. Deci 17 teravați, care ce înseamnă? De milioane de miliarde de vați. Tera nu înseamnă mii de miliarde. Deci sau milioane de milioane. Înseamnă 10 la puterea 12. Mii de miliarde de vați. Mă rog. Așa, deci de 1000 de ori mai mult. Iar 10 vați înseamnă un beculeț de lanternă, ca să încercăm să aducem. Și să mai precizăm un lucru, că fascicul este bine colimat, deci întreaga asta energie este de fapt o suprafață extrem de mică. Da. Ce este important este că amplitudinea câmpului electric care se obține, pentru că asta este practic, să zicem, esența acestui proiect, este mai mare decât tot ce se cunoaște în univers, da? Câmpul electric, da? Ce tu pe noi, dacă stai și te gândești? Volți pe metri, da? Că, deci, și asta înseamnă că se concentrează asupra unei ținte și mi se pare că exact doctorul Teodorescu e specialistul cu ținta. Care... Da, eu am fost cooptat în echipa ELAI mă ocup de laboratorul de ținte, adică e foarte important să ai un laser foarte puternic, dar e mai important să ai în ce să tragi. Pe cine împușca? Pe cine împușca? Aveam la armate, ținta vacă, ținta... Da, deci nu... Înainte de a trece la laboratorul de ținte despre care poate că aș putea vorbi mai mult, aș vrea să vorbesc despre cealaltă facilitate a este extrem de importantă și cea care este două. Care este de fapt această facilitate a coagulat comunitatea științifică de nucleariști în jurul Măgurelelui. Deci este important să avem cel mai puternic laser, dar este foarte important faptul că vrem să dezvoltăm cea mai strălucitoare sursă gamma din univers. Acordabilă. Ca să vă dau un singur exemplu, deci în momentul de față fizica nucleară este în stadiul în care era, să zicem, fizica atomică sau chimia în epoca becurilor Bunsen și în momentul în care se putea face excitarea numai cu anumite linii spectrale. Deci nu exista o sursă tunabilă de energie cu care să investigăm practic toate sistemele, toate configurațiile electronice, atomice și moleculare. Tunabilă, hai să zicem așa, care înseamnă că o acordezi cât îți trebuie. Acordabilă, da. De lungime de undă sau de energie variabilă. Ce s-a întâmplat prin anii 70 a început să fie utilizată radiația de sincrotron pentru sondarea atât a materiei solide cât și a materiei gaz, fizică, deci cu aplicații multiple, fizică, chimie, biologie, tehnică, litografie. Deci acesta este un domeniu care practic a explodat în ultimii 40 de ani, radiația de sincrotron. Această sursă gamma acordabilă va face pentru fizica nucleară cam ce a făcut radiația de sincrotron pentru fizica atomică și moleculară. Deci o cantitate enormă de cunoaștere. Gândiți-vă că vrem să facem o hartă a tuturor excitațiilor posibile ale tuturor sistemelor nucleare. Aici sunt niște zone... Ce înseamnă asta?
toate nivelele energetice permise, da? Deci avem excitații, avem, da, avem un sistem de protoni și de neutroni care vibrează într-un anumit fel, de care are anumite stări stabile sau mai mult sau mai puțin metastabile, da? Asta se întâmplă în fiecare atom. Asta se întâmplă în fiecare nucleu, da? Aceste, foarte multe din aceste stări pur și simplu nu se cunosc, pentru că nu putem sonda materia nucleară decât folosind o altă sursă de radiație gamma, care este produsă de un alt nucleu. Probabil pronunț pentru prima dată la televiziune, nu numai la televiziunea română, ci în general lucrurile astea care nu se cunosc, pe care la școală le spune profesorul, dacă le spune, și treci peste ele că le uită toată lumea. Prin urmare, unele lucruri stabilim chiar în seara asta, că trebuie să le repetăm de mii de ori ca să facem conștient telespectatorul, omul simplu, poporul român până la urmă, și uite că se va lucra în femtosecunde, care înseamnă milioane de miliardime de... și că la tensiune foarte înaltă la care se lucrează și vibrația asta care este în nucleu. Da, practic, deci acum, haideți să facem așa un pic. Hai să ne închipuim așa, da? Deci, ce interacție există în natură? Da. Da? Este interacția gravitațională, electromagnetică, nucleară, tare și slabă, cea slabă care a fost unificată cu radiația, interacția electromagnetică. A fost un mare noroc faptul că s-a reușit această unificare. Deocamdată, să zicem așa, oamenii le știe pat. Da. Da. Opinia publică, ca să spun. Interacția nucleară, forța tare este cea mai puțin cunoscută. Ea este în momentul de față tratată de un model teoretic extrem de sofisticat. Nu este domeniul meu, nu pot să-l descriu, se numește cromodinamică cuantică. Presupune existența quarkurilor, a gluonilor care interacționează... care sunt particulele fundamentale, da, la ora asta cunoscute. Dar valorile cantitative ale constantelor de interacție sunt foarte prost cunoscute. Și asta din cauza faptului că nu există o hartă suficient de, cum se spune, exhaustivă a interacției nucleare. Pentru toate nucleele, pentru, gândiți-vă că în nuclee vom avea și interacție tare și interacție electromagnetică, care cumva coexistă. Deci nu avem în momentul de față o descriere completă. Gândiți-vă ce ar fi însemnat ca Rydberg să-și găsească formula lui de excitații în atomul de hidrogen având numai câteva linii spectrale și nu având, dispunând toată seria care să-i permită să spună, uite domnule, energiile sunt în proporțiile de 1 pe N1 la pătrat minus 1 pe N2. Nu intrăm în, da? În formule, la. Deci, nu... Aici știți dumneavoastră, liniile spectrale ale hidrogenului, da, care liniile spectrale sunt de fapt de nivel de excitare a electronului atomului de hidrogen. Asta fiind cel mai simplu. Analogii, făcând analogie, același lucru se mută acum în interiorul nucleului? Da. Da, și vom înțelege mai bine cum funcționează mașinăria asta. Interacția nucleară. Interacția tare, eu aș zice că e mai simplu să zic așa. Interacția tare am încurcat. Cum funcționează mașinăria care poartă numele nucleu? Da. Să vedem ce legi guvernează. Avem niște modele teoretice. Cine, da, cum leagă ce? Da. Ori asta înseamnă o deschidere fantastică. Da. Pentru, pot să speculez, eu am voie să speculez, dumneavoastră știu că nu vreți să speculați, mă gândesc la noi surse de energie, de exemplu. Și înțelegând asta, mai bine cum funcționează nucleul, eu știu, pot să fiu mai subtil în realizarea reacțiilor de fisiune și chiar a reacțiilor de fuziune. Mi se pare mult mai mult decât atât, pentru că, de fapt, eu în tabloul lui Mendeleev mă duc cu totul alte... valori și le așez acolo. Gândiți-vă la un tabel al Mendeleev bidimensional, da? Pentru că, da, avem și proton și neutron într-un nucleu, da? În tabelul Mendeleev noi ordonăm atomii după numărul atomic Z, da? După numărul de sarcini pozitive sau de electroni din atomul neutru, da? În fizica nucleară practic avem deja două. Coordonate. Și dacă ne mai gândim și la alte caracteristici ale nucleelor, cum ar fi, eu știu, izospinul, apar noi componente. Deci tot acest, să zicem, univers multidimensional este în momentul de față cuprinde niște mari hipervolume albe, da? Despre care nu se știe nimic. În hipervolumele astea albe, practic, noi vrem asta să... Asta e prima dată când aud asta, uite că deși am stat de vorbă cu domnul Zanfir de multe ori, dar asta înseamnă, într-adevăr, sursa asta, cea mai luminoasă, sau cum i-a spus, de? Cea mai strălucitoare. Cea mai strălucitoare. Înseamnă intrare în adâncul materiei cum n-am mai fost niciodată. Este adevărat, adică dacă reușim să facem această infrastructură, și să știți, sursa gamma este...
mai fezabile decât laserul. Cum? Ca asta vreau să întreb. În ce constă o sursă de asta gamma așa? Pentru noi ăștia... Trebuie să... Haideți să vorbim puțin. Efectul Compton. Știți ce este efectul Compton? Adică, nu. Toate cele trebuie explicat. Vine un foton, se ciunește de un electron, fotonul este împrăștiat. Da? Și fotonul, bineînțeles, îi schimbă lungimea de undă, da? Îi schimbă energia din cauza faptului că electronul preia o parte din impulsul fotonului incident, deci preia o parte din energie. Aici noi facem invers, noi venim cu electroni foarte accelerați, îi lovim cu niște fotoni moi din domeniul radiației optice și fotonii împrăștiați preiau din energia electronilor și devin fotoni gamma. Este efectul Compton invers. Este problemă de olimpiadă, să zicem, de nivel de... eu știu, etapa județeană de clasa. Vom vorbi despre olimpiada. Totdeauna se dădea la clasa 12-a, la etapa județeană și efectul Compton invers. L-a luat și la concursul Traian Lalescu. Și vorbeam mai devreme de radiația sincrotron care e folosită în cercetare. Eu cu domnul profesor am apucat să vedem la Oxford, de fapt lângă Oxford, Diamond. Sursa Diamond, că e iarăși sincrotron. Mă, ce cuvânt complicat. De fapt, ideea este că în momentul în care schimbă direcția electronul, vrând el emite un foton. Și dacă electronul merge cu o viteză o anumită, are o anumită energie și raza de curbură are o anumită valoare, trimite o fascicul extrem de îngust de radiații X. Erau acolo și primesc în permanență știri, informații, analizează la nivel de detaliu proteine, de exemplu. Că n-ați amintit în zona biologiei. Nu numai cristale, nu numai lucruri ce țin de fizică. Dar e un program imens de realizarea proteine, tot un cristal, de fapt. Structura cristalină a unei proteine. Aș putea să vă spun mai multe despre acest lucru, pentru că, practic, în 1991, până și acum am aplicații în curs la sincrotroanele din Europa. Deci, de ce nu le spuneți? Nu, vorbim de la eu am deviat subiect. Deci, hai să continuăm. Vă să zic că cea mai strălucitoare sursă din cu care citiți înăuntru materie altfel, un alt alfabet. Citim în interiorul nucleului, că aici vreau să ajung. Da. Deci, dacă... În cazul radiației sincrotron, citim în interiorul atomului unei molecule mai degrabă, ce am văzut noi cu proteinele, cu nu știu ce, aici citesc în interiorul nucleului. Da. Deci e o altă scară, nu, e greu de spus, altă scară, că diferențele sunt foarte mari de dimensiune. Da. Mai ales de energie. Și da, de energie, bineînțeles. Evident că pot avea aplicații în domeniul tehnologiilor nucleare și nu e vorba atâta de surse pentru fisiune, pentru găsirea de, să zicem, de noi izotop pentru fisiune, cât mai ales de reciclarea deșeurilor radioactive. Asta este o problemă. Deci se vorbește chiar de posibilitatea de a se vizualiza in situ, folosindu-se o asemenea sursă gamma, care este situația combustibilului dintr-o anumită centrală nucleară. Cât e consumat, când nu cât e este consumat, cât a rămas? De obicei ele sunt estimate cumva din avion, pe baza unor modele așa, la care se aplică niște mulți factori de corecție și foarte multe reactoare nucleare sunt oprite înainte să producă tot ce ar fi putut produce în condiții de maximă siguranță, din motive de nu se știe ce se poate întâmpla. Păi deja e eficientizare economică uriașă cu asta. Da, deci cancelarul german Angela Merkel și-a declarat disponibilitatea de a susține această parte de cercetări, pentru că ei sunt foarte, deci ei sunt la modul la care nu mai fac noi investiții în domeniul nuclear, dar sunt interesați să mențină facilitățile pe care le au. Și încetează, dar până atunci mai au de lumină. E oarece ipocrizie, să zic așa, e energie de la Franța, care 80% e... Da, sau 90%. Nucleară, da. Și tu te prefaci că mai dar nevoie. Dacă îi spunem doamnei Merkel, doamna Merkel, puteți să mai mențineți reactoarele astea? Încă 10 ani, nu riscați nimic, vă garantăm noi pe cuvântul nostru de oameni de știință. Da. Doamna Merkel o să fie foarte fericită. Nu? Da, deci, Merkel e fizician atomist, ce știu eu. Și... Da, sau biofizică, cred că a făcut. Biofizică, da. Da. Bun, vă să zic că asta se întâmplă la Măguri. Asta e partea a doua, da? La... Deci, a doua instalație, să zic. Nu știu ce să zic că este partea întâi și partea a doua. Probabil partea cea mai frumoasă ar fi interacția combinată între fasciculul gamma, acela de strălucire foarte ridicată, și în câmp electromagnetic foarte intens. Deci zona de interacție laser și gamma. Așa ceva, clar, nu s-a mai făcut nicăieri și nici nu se poate spera, eu știu, în următorii 20, 30, 40 de ani să se facă în altă parte decât la Măgurele. Deci de aici riscă să iasă, sper să nu zic cuvinte mari, dar cel puțin un premiu Nobel.
Nu e clar că o să-l ia România, pentru că o să fie foarte mulți cercetători. Va fi probabil luat Cristian Română își amintește că în Olanda, vizitând noi un câmp de radiotelescoape, șeful laboratorului ne-a spus așa, cineva primul Nobel vine la noi, pentru că suntem 1000 pe pământ radioastronomi și deja avem atâtea premii Nobel. Probabilistic la noi se ia premiul Nobel, dar așa logic se întâmplă și la voi când o fi să fie. Ai să fii un tânăr cercetător în instalația asta. Care, ce sperați? În 2015 se meargă? Da, sperăm că în 2015 prima etapă, pentru că totuși finanțarea din cauza întârzierilor birocratice are oarecare, deci practic 2 ani i-am cam pierdut cu toate problemele astea de... Dacă ziceți că aveți deja proiectul... Bine, ăsta s-a făcut, a fost oarecum inițiativa domnului Zamfir, care a zis, domnule, haide să facem proiectul, haide să continuăm, nu așteptăm avizul, finanțăm noi proiectul tehnic, dar să avem o bază de discuție, deci o bază concretă de proiect, da? Câteva mii de pagini are un asemenea proiect tehnic, vă dați seama că totul, deci ce este acolo înăuntru arată cam ca un mall, așa. Hai să mai arătăm, dar, așa, cam ca un mall. Dar sunt niște condiții extreme de vibrații, de curățenie, de clasă de curățenie, de densitate de particule de praf, de radioprotecție. Sunt chiar unele lucruri care se bat cap în cap între radioprotecție și clasele de curățenie. Astea sunt lucruri cu care Institutul de Fizică Nucleară chiar s-a confruntat în alte facilități de ale lor. Un exemplu simplu, da? Ca să facă o cameră curată în care să nu intre praf, ea trebuie să fie la o presiune mai ridicată decât mediul. Și astfel, într-un sistem de sasuri succesive, când se intre, totdeauna aerul vine dinspre zona curată, înspre zona murdară. Da, dar când zona respectivă riscă să aibă și o contaminare radioactivă, ce facem? Că atunci, practic, e un pic invers. Acolo de obicei se lucrează în depresiune, deci astfel încât să minimizăm. Deci sunt niște bănuiesc că sasurile, pe măsură ce se închid ușile, schimbă presiunea astfel încât... Vor găsi ceva. Asta este destul de complicat, dar este în același timp, nu știu, să zicem challenging, că nu-mi place cuvântul provocator. Da? Da, la noi are și o notă peiorativă. Și, țintele. Țintele. De la Institutul de Fizică a Materialelor, nu? Păi uitați cum e cu țintele. În primul rând, foarte multe experimente propuse. Deci eu m-am dus ca un elev conștiincios la toate workshop-urile care s-au organizat. Mi-am notat acolo fiecare, domnule, ce fel de țintă vor. În general, vor folii foarte, foarte subțiri, dimensiuni nanometrice. Deci nanometru este o miime dintr-un micrometru, care este o miime dintr-un milimetru. Da? Deci o milionime. Deci un nanometru înseamnă grosomodo așa vreo 5 distanțe interatomice. Deci pun 5 planuri interatomice și am o țintă. Acum, eu mai am un exemplu să-l folosesc pe ăsta. Câtă vreme zic eu nanometru, unghia mea a crescut exact cu nanometru. Da. E mult mai... Depinde de viteză, metabolism. Da. Ăștia care fumează poate le crește mai... Deci ei voiau ținte nanometri. Nu e niciun secret pentru nimeni că există niște asemenea sisteme, se numesc grafene, da? S-a luat și premiul Nobel acum 2 ani pentru ele. Și care sunt extrem de solide pentru un singur plan atomic. Bun, astea sunt un singur element, carbonul, care face acest lucru. Deci noi trebuie să, practic, să dezvoltăm acest tip de ținte pentru metale, vor toriu, vor rodiu, vor aur, tot felul de materiale care să fie eventual îmbogățite în anumiți izotopi, da? Dar care trebuie să fie foarte subțiri. Cum facem acest lucru? Nu este deloc evident. Deci aceste ținte care să fie suportate, vă dați seama, unde? Bun, fac o țintă de... Cum așez? Undeva? E rezistența mecanică, se rupe sub propria... Cum stă ea? Bineînțeles. Cum o ții? Deci există, am vizitat în Anglia, lângă Diamond, la vulcan, la facilitatea de lasă. Și acolo. Da? Așa. Laboratorul de ținte cu care chiar am interacționat așa în două rânduri, câte 4 zile și am văzut cât de complicat e. Deci se merge de la folii metalice depuse pe niște sticle, care după aceea este o tehnică de microscopie electronică. Sunt imersate într-un lichid
Și pe urmă stau așa pe suprafața lichidului și trebuie să vii ușor, ușor, bineînțeles, nu există turbulențe, nu, și să le iei. Și astea sunt micrometrice, nu sunt nanometrice, da? Deci ca să ajungi la nivel nanometric este încă mult mai complicat. Și atunci, nu știu, am imaginat eu așa o chestie la un moment dat, am zis, haideți să facem următorul lucru. Haideți să depunem un gaz rar solid pe o suprafață foarte rece, un criostat se numește, în care răcim la azot, la heliu, asta știm, da? Facem un buffer, un cristal de gaz, da? Foarte rece, depunem metalul 2 nanometri sau cât este nevoie. Până în momentul în care trebuie să venim cu laserul să tragem în această țintă, tragem puțin mai jos și înainte de a veni cu fasciculul de laser principal, vin cu niște laser de jur împrejur și evapor. Se evaporizează. Așa, ținta cade și am tras în ea, ca la western, da? Deci asta se întâmplă de fiecare dată la... Evident, problema lor era și că aceste ținte trebuiau să fie cumva încărcabile, deci fasciculul vine cu un puls la fiecare 10 secunde. La Vulcan ei își permit, pentru că ei acolo au o rată de repetiție de un puls la 30 de minute. Deci în 30 de minute se intră frumos în sală, se desface, se scoate ținta veche, se bagă ținta nouă, se pompează, totul e ok și au tot timpul. Se duc să bea și o cafea și după aceea mai trag un puls. Nu, aici la fiecare 10 secunde va fi câte un puls. Atunci noi trebuia să ne imaginăm cumva pe un criostat un fel de revolver în care să avem mai multe asemenea ținte și care se desprindă una câte una, da? Am făcut un calcul teoretic, l-am făcut anul trecut, prin decembrie, ultima dată. Ideea era ce se întâmplă când pulverizăm gazul acesta din spatele țintei. Cade ținta sau ce se întâmplă? E, nu cade, pleacă. Pleacă încolo, cu 500 de metri pe secundă. Deci cu viteza, aproape de viteza sunetului. Viteza termică este pompată, este ca un glonț în spatele căruia se destinde gazul acela care a fost condensat și care brusc acumulează energie și pleacă. Și mă gândesc că în incinta aceea evit, deci diferențele de presiune între o parte a suprafeței și cealaltă suprafață devin mari. Da, păi și asta practic generează viteza asta foarte mare a țintei. În schimb, deviația gravitațională este foarte slabă la o asemenea viteză, deci ea nu o să cadă, ea este propulsată spre înainte. Bun, ok, nu e nicio problemă. Asta înseamnă că partea de ținte o vom construi într-un loc și vom trage la 2 metri mai încolo. Deci nu tragem sub, tragem în altă parte. Deci asta este genul de simulări pe care trebuie să le facem, trebuie să fim inventivi. Acum mă gândesc să brevetez acest procedeu. Am avut timp să scriu brevetul, dar este clar un lucru care ar putea fi important pentru comunitatea ținte. Și vă mai spun un lucru. În momentul în care noi reușim la Măgurele, e un vis, să zicem, al meu, da? Să facem un sistem performant de ținte, acest sistem va fi preluat de multe facilități de laser și din lume, da? Deci ne gândim și la Vulcan, la Rutherford, ne gândim și la laserii care sunt la Garching, care și ăștia sunt de câțiva petavați, francezii de asemenea își construiesc o facilitate, americanii au vreo două, japonezii au una, și este și facilitatea aceea, ITER, pentru programul de fuziune care ar putea prelua genul ăsta la Cadaraș. Da. Deci am putea în momentul acela să punem la punct aceste uzinuțe de ținte și să le vindem. Elevi, s-a dat startul competiției Fulger, o emisiune concurs în care protagoniștii sunteți voi, elevii ai tuturor școlilor din București și din țară. Vă așteptăm pe toți! Probabil că titulatura emisiunii noastre, Competiția Fulger, le sugerează lor că trebuie să fie cum? Foarte? Rapizi, sigur că da! Competiția Fulger! Restart România. Vă provocăm la schimbare imediată. La nivelul 2.0 vă spunem în fiecare zi cum vă influențează viitorul evenimentele de azi.
fiecare seară la 19:30 vă dăm întâlnire cu programul nostru de știri. Și nu uitați, Restart România! Doresc să vă meargă asta, dar haideți să continuăm explicația. Deci am o țintă pe care o împușc în interiorul sistemului, din grafen. Să zicem din grafen, da. Sau din... Sau din? Nu, grafenă sau singurii care au mai putut produce ținte din astea în afară de grafenă sunt cei tot de la Garching, produc niște folii de, le zic ei, diamond-like carbon. Uh-huh. Deci folii nanometrice de tip diamant. Și ce se întâmplă după ce are loc explozia? Ce se întâmplă când tragem cu laser într-o asemenea țintă? Da. Se întâmplă un lucru foarte simplu. Electronii din material sunt accelerați instantaneu cu viteza luminii. Așa. Iar sărcinile pozitive din spate sunt și ele accelerate tot cu viteza luminii după ele. Deci, practic, eu în momentul ăla am produs materie accelerată la, eu știu, 99,999% din viteza luminii. Accelerare care are nevoie de câțiva kilometri de conferință într-un accelerator. Exact. Deci una din aplicații este aceasta. Este aceea de a se obține... Deci proiectilele astea pleacă mai departe, da? Și sunt... Aceste tabletop accelerators. Deci se produc niște fascicule foarte, care unde se foarte duc intense. Ce fac? De exemplu, dacă accelerăm protoni, putem să-i folosim pentru protonterapie. În loc să folosim surse radioactive care au un timp de viață destul de... Da, deja e așa, pur și simplu aducem bolnavi, îi punem așa, într-un fel de revolver, da, și fiecare stă la iradiere cât îi trebuie, da? Și este una din aplicațiile posibile, da? Protonterapie, iradiere, iarăși, deci când am produs protoni foarte accelerați, pot să produc foarte mulți izotopi interesanți pentru medicină, pentru marker, pot să produc iarăși de data asta cu sursa gamma, pozitronii iarăși sunt foarte importanți atât în medicină cât și în știința materialelor. Deci astea sunt tot felul de produse derivate ale acestei facilități, care fiecare are multe, multe aplicații. Acum, se întâmplă că eu îl cunosc pe tânărul fizician Cristian Todorescu de la vârsta pantalonilor scurți ai lui, că l-am urmărit în școală și în liceu și l-am văzut participând la olimpiade, la fizică, în taberele de fizică la care veneam și mă întâlneam cu voi, ba chiar l-am văzut într-un moment în care a demontat pe un inventator perpetuum mobile. N-am să văd Cristian asta niciodată. Un inventator de perpetuum mobile e convins că este infailibil. Na. Sistemul lui merge totdeauna. Și ăștia sunt greu de combătut. Greu de combătut și nu știu cât. Între inventatori, 1, 2, chiar 3% sunt inventatori de perpetuum mobile. Și cred că eram la Costinești. Și să ținea după mine să-mi explice invenția lui. Da, și l-a luat Cristian și a explicat că nu merge. Și n-am să uit cum l-a rămas o dată și a dat seama de momentul, de lanțul fizic în care îi se oprea raționamentul. Am inventat și eu vreo două perpetuum mobile în liceu. Deci cu cunoștințele pe care le aveam în liceu, unul dintre ele era o chestie foarte simplă, legată de acceleratori. Iau hidrogen, îl disociez, accelerez electronii de o parte și protonii de partea altă, pot să-i accelerez la energie foarte mare, îi recombin și se face un gaz care merge foarte repede, care alimentează o turbină, care turbină poate să alimenteze toate câmpurile alea magnetice necesare pentru separarea lor. Era absolut logic. Nimeni asta să-mi explice că acei condensatori care accelerează, practic, ei cedează energie. Sigur, ca să reușească. Sunt în priză undeva. Da. Trebuie să consume, trebuie să consume. Evident, trebuie să faci un bilanț complet. Simplu, da? Dar aici... Medalia... Să continui asta. La Olimpiada Internațională, medalia? Am luat premiul 3 la Olimpiada din Suedia din 1984. Da. Întoarcere la minister, felicitări și așa mai departe. Facultatea de fizică și apoi doctoratul în Franța, nu? Da. Doctoratul în Franța.
tema doctoratului? Acum că tot ai anunțat brevetul ăla, tema, la care, uite, suntem martori amândoi și o să ne ținem după tine. Tema doctoratului era un domeniu, acum se tot vorbește de nanotehnologii, nanoparticule și așa mai departe. Pe vremea aceea noi spuneam clustere sau ciorchine de particule și era în fizica aceasta a ciorchinilor, a clusterilor, sunt dați cu radiație de sincrotron. Este ce cred că, bun, în urma doctoratului au rezultat 8 articole, ceea ce este, să zicem, un scor destul de bun, ținând cont că în Franța la vremea respectivă nu prea se publica. Adică un doctorat cu 1 sau 2 articole era deja o teză bună. Dar mai important este faptul că am intrat în această comunitate de radiație de sincrotron la fizicii marilor instrumente. Deci să lucrezi într-o hală mare în care sunt ceva de genul 30-40 de stații experimentale, în care fiecare face altceva, dar toți facem cam același. Unde era asta în Franța? Asta era la Orsay, deci la sincrotronul Lure, așa se numește. Mai era unul Soleil, cam, da. Eu am făcut un sincrotron în Franța. La Soleil, da. La Soleil, superb, alcături. Era un grevă cercetătorii, ne-au întâmpinat cu pancă carte, că dați fonduri pentru cercetare. Înseamnă că m-ați văzut și pe mine, pentru că noi ne-am și bătut cu jandarmii, adică cu SRS pentru acest Soleil. A fost o poveste destul de interesantă. Deci Claude Allègre, care era ministrul cercetării la vremea respectivă și care este un excelent geofizician, paranteză, poate că nu e bine să pui o excelentă personalitate științifică la cârma unei comunități, pentru că... Nu că s-a făcut de râs, dar... Nu s-a făcut de râs. El avea dreptate într-un anume sens, deci primul lucru pe care a spus, proiectul Soleil se stopează. Nu este nevoie să mai construim un sincrotron. În Franța l-avem pe cel mai mare din lume, care este la Grenoble. E adevărat că e o facilitate europeană. Nu mai facem încă unul, se face Diamond. Diamond era în construcție. O facilitate absolut similară s-a făcut la Berlin, BESI. Deci există și în alte locuri. Echipele noastre n-au decât să meargă ori la una din aceste trei locuri. Bineînțeles, totul s-a lăsat cu un mare bras de fer, cum zic francezii, un forcing între comunitatea sincrotronistă franceză și Claude Allègre. Și a fost cu s-a lăsat cu manifestații, cu greve. Nu, așa a fost cuminți acolo, până când am fost Lionel Jospin l-a schimbat pe Claude. Dar Claude Allègre, să ne înțelegem, nu a căzut din cauza sincrotronului Soleil. Claude Allègre a căzut din cauza lipsei de tact cu care a încercat să îi învrăjbească pe profesorii de școală cu părinții copiilor, da? Nici nu se poate spune asta. Deci a fost cel puțin din citit, să spun așa. A încercat să-i pună la locul lor pe dascăl, care totuși... Da, deci s-a atins de educația națională și asta a spus un milion... Mândri și nu schimbă nimic. Au scos un milion de oameni în stradă. Și asta e o performanță, dacă te gândești. Gândiți-vă totuși, Parisul are, zona pariziană are 12 milioane de locuitori și pentru o problemă de educație națională ies un milion de oameni în stradă. Da? Bucureștiul are de 6 ori mai puțin. Pentru o problemă de educație națională ați vedea ieșind în București 150.000 de persoane în stradă. Deci, da. Câți ani, cât timp ai rămas în Franța? Deci am stat cu niște întrerupere. Am fost și în Germania, a plecat 2 ani la un postdoc până în 2001 și în 2001 m-am întors foarte scurt în România. Pe urmă am mai plecat la Darsbury, care este precursorul lui Diamond. Deci pe vremea aia sincrotronul încă era la Darsbury, care mai la nord este aproape de Manchester. Și am avut un an un postdoc acolo, după care am venit, să zicem, definitiv. Adică plec, nu mai fac experimente. Prin urmare, vedeți că lucrurile se întâmplă. Iar dacă și brevetul despre care ne vorbește Cristian reușește, atunci chiar se întâmplă cu mare folos. Cercetătorul român merg mai departe, olimpic român cu medaliat, ajunge într-un loc în care și-a doctoratul, în care și publică articole și se întoarce acasă, pentru că acasă este un proiect fabulos. Asta mi se pare. Mi se pare deosebit. Simte toată lumea, așa că, într-adevăr, proiectul ăsta e extraordinar. Temperatura la voi e? La Măgurele, da, e un oarecare grad de entuziasm, dar un entuziasm așa cumva moderat, adică având de-a face cu birocrații, în paranteză fie spus, eu am condus proiectul de infrastructură al institutului nostru și știu ce înseamnă să gestionezi un proiect de 10 milioane de euro, deci nu unul de 300 de milioane de euro. Deci, în general, suntem reticenți, e cam cum
cam ca la artele marțiale, nu? Deci aștept să lovească ei primii. Te poți aștepta la orice, suntem în gardă și avem, să zicem, toate motoarele încălzite la maxim. În orice moment, dacă mâine comunitatea europeană zice, ok, vă facem proiectul, dar cu condiția ca peste o săptămână să veniți cu schema detaliată a tuturor liniilor de fascicul. În momentul ăla se mobilizează comunitatea și vine cu desenul până la ultimul șurub. Da? Deci totuși există o caracteristică a fizicienilor, cred că a fizicienilor în particular, este entuziasmul ăsta și faptul că sunt capabili să ardă etapele. Eu cunosc destul de bine și comunitatea, să zicem, de ingineri și comunitatea de chimie, am tot respectul pentru aceste, ne-am descurcat fără ei, dar văd pe nimeni în stare, deci pur și simplu suntem David și Goliat, da? Deci vedem că avem o luptă foarte grea de dat, nu ne gândim, ne aruncăm înainte și până la urmă reușim. Aveți un veac, da, de, mai bine de un veac de bătălii, știi, de la rezervor încoace, da. Ați crescut, ați explodat, ați spus cei mai multă vreme și ați căpătat experiență. De altfel și la noi, la fel. Istoria care trebuie odată scrisă și Andrei Doromanțu trebuie să o scrie este cu Agârbiceanu și cu încă pornit de la bun începuturi și cu Horia Hulubei, care au gândit acum când încă nici prin minte n-avea cum să stea, că nici scriitorilor de SF au gândit că într-o zi România o să fie putere energetică nucleară, că o să se facă, că o să fie fizică, lucrurile au crescut. 60 de ani, 70 de ani atât au trecut și noi l-am avut invitat pe academicianul Marius Peculea, care a făcut apa grea la Râmnicu Vâlcea și am avut o poveste absolut fabuloasă despre un tânăr pescuit de Hulubei când era laborant, când, mă rog, asistent era, deja asistent, și l-au dus, tu ai să fii direct, tu ai să faci cu tare, ai să faci... L-a aruncat în vâltoarea vieții, ca să văd mai direct. L-a dus pe un câmp cu porumb, aici o să faci, și acum, și acum avem măgurele, și se face asta. Peste, probabil că peste ani, peste decenii, povestea asta cumva o să fie scrisă. Cum e lumea voastră a fizicienilor? Ce simți? Cât o-ți fi voi pe pământ? Am calculat la un moment dat cam câți fizicieni ar trebui să fie. Cred că, să zicem, fizicienii care contează, da, care publică într-adevăr, sunt cam la vreo, să zicem, între 1 și 10 milioane. Fizicieni pe pământ. Deci ordinul de mărime este important. Între 10 la 6 și 10 la 7. Nu exagerez, nu poți fi așa de mulți. Ba da, haideți să... Deci România este o țară medie, da? Din multe puncte de vedere. Cât sunteți aici? Deci, 1000 care contează? Suntem, să zicem, 1000 la Măgurele și mai sunt 1000, să zicem, prin țară, prin universități, la Cuza Iași, la Babeș-Bolyai, la cele două institute de la Iași și de la Cluj, și la Timișoara sunt câteva centre. Deci, hai să zicem că ar mai fi încă 1000 care publică, într-adevăr, deci care contează. Deci 2000 de oameni la 20 de milioane, da? Asta înseamnă un raport de cât e? Deci 10 la... 1 la 1000. Nu, 2000 de oameni, 1 la 10.000. 1 la 10.000. Bun, și acum dacă rotunjim și zicem că am avea 10 miliarde de oameni pe pământ, da? Extrapolăm așa. Nu, să socotim numai din țările civilizate. Deci ar veni, ar trebui să raportăm la vreo 2 miliarde, de fapt. Nici 2. Da, dar nu raportăm atunci media pe România, raportăm media pe o țară mai dezvoltată, de genul, eu știu, hai să zicem Franța sau Germania, ci Slovenia sau Deja, Cehia, deja da? Luăm un caz particular, pentru că fizica, în mod special, tocmai discutarea, a explodat aici, urmare a unor inițiative. Da, este foarte interesant și mulți dintre cei care ne vizitează rămân uimiți de cât de mare este, la urma urmei, Măgurele, din tot blocul de răsărit. Noi suntem aproape cât Dumna. Vă dați seama? Deci Dumna în momentul de față are poate 1500 de fizicieni și vreo ceva de genul 4000 de salariați cu toate facilitățile pe care le au în jur. Noi suntem cam la 2000 de salariați cu 1000 de fizicieni. Încă o dată asta și pentru că Hulubei a putut și a avut acces la conducerea țării, care era alcătuită din muncitori, din oameni fără carte, dar care au priceput că asta trebuie lăsat să se facă. Și apoi zic eu că în momentul Ion Ursu a fost foarte important. În momentul Ion Ursu, tânăr cercetător, laserist între altele, a avut încredere de la deci, început. Printre altele, faptul că cehii nu reușesc să ducă înainte proiectul care este aprobat de Comunitatea Europeană, deci ei au banii, da? Este că nu au această masă critică.
de... Deci au banii, dar n-au oamenii. Noi avem oamenii, clar, sperăm să avem și banii în vreo câteva luni. Deci e cu totul altceva. Și iarăși un lucru foarte interesant este că la întâlnirea de astăzi, după ce am avut partea de informare generală, am întrebat fiecare, noi putem ajuta cu ceva, când ne apucăm de proiectele fiecarei, vor exista 9 stații experimentale. A rămas că să mai colectăm niște informații, să vedem dacă s-a mai schimbat interesul comunității. În sfârșit, pe urmă, am discutat foarte, foarte mult de problema manpower-ului, de problema tineretului. Cum să facem să atragem tineri de la toate universitățile din țară, să facem programe de masterat și de doctorat specializate pentru tehnicile asociate acestei facilități ILAI, să-i atragem spre o carieră în cercetare și nu numai de la facultățile de fizică, da? Ne trebuie și ingineri foarte buni. Da? Deci dacă venim la o politehnică și le facem un curs de masterat pe tema asta de instrumente mari, practic știți ce se întâmplă în politehnică? Toți studenții buni din anul 2, în anul 3 lucrează. Deci au găsit un job. Ei sunt angajați la firmele de telefonie mobilă, sunt angajați la firmele de calculatoare și nu au decât să își termine facultatea ca să obțină un post permanent. Deci cei buni. Deci noi trebuie să-i luăm de mici, de când au terminat cursurile de fizică din anul 1 de facultate. Dacă, ca să nu zic că ar trebui chiar de la nivel de liceu să reușim să facem un sistem de stagi. Olimpiadele astea din care ai făcut parte, poate că trebuie deja să fiți prezenți acolo înainte să înceapă lucrările și să le spuneți, uite, da, ce poate da, să clar, vă așteaptă. E clar, de la nivel de liceu trebuie să-i, de la nivel de clasa 11-a, 12-a, trebuie interesați, trebuie conduși spre o carieră în cercetare, pentru că sunt destul de mulți tineri entuziaști și... ai zice și non-conform. Cred că a trecut epoca în care, eu știu, a trecut de câțiva ani epoca în care fiecare își dorea să aibă un job bun în care să nu facă nimic. Nu mai... Depinde de la om la om, dar într-adevăr a trecut și caută. Ceva. Nu, am mai întâlnit în, la Lindau, de pildă, unde întâlnirea asta nobeliștilor cu studenți, 3 studenți români, 2 fizicieni și o chimistă, care erau studenți la universități germane și care m-au pus în fața unui alt fapt. Au spus, am plecat din România pentru că știm că avem valoare și am plecat nu pentru că profesorii nu erau buni, nu pentru că facilitățile, ci pentru că colegii noștri veneau cu o pregătire atât de slabă din liceu, încât profesorul era obligat să coboare și a stat de vorbă cu decanul la fizică și mi-a spus că așa se întâmplă. Deci și asta e selecția la fizică. E adevărat, poate că și faptul că facultatea este la Măgurele nu joacă un rol foarte un rol de atracție foarte important pentru a aduce studenții la Măgurele. Deci trebuie chiar să-i placă fizica și nimic altceva ca să vină acolo. Bun, dar și asta trebuie regândit. Adică eu, de pildă, l-am sfătuit pe domnul Cagian Zamfir să facă o scrisoare către primarul Oprescu și să începeți să gândiți un sistem de transport, fie metrou, fie... Un tramvai pendular. Tramvai, să gândiți alt sistem de orășelul, trebuie regândit. Măgurele nu face parte din București. Este județul Ilfov. Nu, dar nu e complicat de schimbat. Nu, aici mai departe trebuie realizate structurile. Dar eu mai sper ceva apropo de tinerii care să își dea doctoratul în zona Măgurele. De tare mi-aș dori să văd britanici, americani, venind să-și facă lucrările de doctorat aici. Pentru că eu sunt puțin mai cosmopolit, eu cred cu siguranță că interacționând tinerii de diferite nații, de diferite forme de civilizație, lucrurile se mișcă mai frumos. Sunt, nu chiar să-și facă doctorate, dar să-și facă stagii de doctorat. Avem multe probleme. Mă rog, nu știu, deci nu cunosc exact metodologia. Avem destul de mulți străini, cel puțin, nu știu care e situația în celelalte institute, sunt convins că e aceeași, dar la noi tot timpul vezi pe cineva care vorbește englezește, care lucrează la niște aparate, deci la aparatura asta nouă. Din multe puncte de vedere, bun, noi zicem că avem apărătură de nivel comparabil cu laboratoarele cele mai de profil din vest. Dar de fapt e mai bună, e mai nouă. Și mai are o caracteristică, este că oamenii și le-au dorit atât de mult încât au grijă de ele ca de ochii din cap, dar asta nu înseamnă că le țin în dulap sau le țin închise. Să nu. Deci au grijă să le exploateze și să obțină rezultate cât se poate, să demonstreze că asta au așteptat o viață întreagă.
Câte institute sunt acum? Cum s-a împărțit fosta IFA? Deci, cel mai mare institut este Institutul de Fizică Nucleară, unde e domnul Zanfir director general, după care pe locul 2 este Institutul de Laseri, deci Fizica Laserilor, Plasme și Radiației, care are, să zicem așa, vreo 400 de persoane. Urmăm noi Institutul de Fizică Materialelor la vreo 300 de persoane. Și mai sunt două institute mai mici, dar nu neglijabile, Institutul Național de Optoelectronică și Institutul de Fizică a Pământului, de care probabil că știți, domnule. Toată lumea știe Murean. Așa. De la televizor. Mai există Institutul de Științe Spațiale, care este de fapt o filială a Institutului de Laser. Deci ei nu au autonomie, sunt sub Institutul de Laser. Deci, practic, aceasta este situația la Măgurele. În țară mai existând, să zicem, pe profil, pe fizică, încă două institute solide, unul la Iași și unul la Cluj, și un centru de cercetări la Timișoara, la Academie Române, care este iarăși destul de activ. Deci cam asta este situația. Nu suntem mulți, da? Deci am ajuns să ne cam cunoaștem. Toți, da. Nu mulți, totuși câteva mii. Câteva mii contează da. Asta. În lume, care sunt pașii acum, care sunt cei mai importanți care se fac? Ce caută fizicienii lumii acum? Cred că în momentul de față, nu știu, suntem... cum se zicea pe vremea marxismului, în pragul unor salturi calitative rezultate în urma acumulărilor cantitative. Da? Păi deci dacă nu găsiți bozonul Higgs la Geneva... Da, dar gândiți-vă că bozonul Higgs a fost inventat ca să unifice, ca să explice cumva acel model standard deci al fizicii particulelor, da. care este deja un aparat greoi. Multă lume acum visează la ceva simplu. Nu se poate, trebuie să fie... Deci există un concept în logică, se numește briciul Occam, care spune că dacă e ceva, dacă între două variante, una este complicată și una este simplă, o alegi pe aia simplă. Aia este... Sigur, natura merge spre simplitate. Nu se poate să ajungem să nu putem explica anumite lucruri decât în teoria perturbațiilor de ordinul 7 sau 17 sau să trebuiască niște super mașini de calcul ca să explice niște lucruri totuși elementare, da? Deci eu zic că de undeva va trebui să apară ceva complet, un șurubel, un lucru, și nu... Un Einstein. Nu depășirea vitezei luminii cu câteva fracțiuni, da, cu câteva fracțiuni, nu, depășirea, faptul că se pune în evidență că viteza luminii de mult e depășită, da? De exemplu, da? Am avut o întrebare atunci la Costinești din partea publicului, am făcut o emisiune pe plajă, da. Cineva m-a întrebat dacă cred că se va depăși într-o bună zi viteza luminii. Și am spus, de ce nu? La urma urmei, logica spune că nu putea să se ridice în aer ceva mai greu decât aerul, nu? Și totuși, în momentul de față, avem mașini mai grele decât aerul care zboară. Da. Deci ceva de genul ăsta trebuie să se... Da, fizicienii, profesorul de fizică s-ar fi supărat pe atunci. Nu este obligatoriu. Deci ar trebui revizuite pe undeva niște fundamente, niște... caracteristica fizicienilor sau a unora dintre ei este că pun totul sub semnul întrebării. Deci așa începem să ne punem... Vă dau un caz concret de care m-am ocupat, să zicem, recent. Ce face materia cu antimateria din punct de vedere gravitațional? Se atrage sau se respinge? Se anihilează, ar trebui să... Păi se anihilează, dar înainte se anihileze, gravitațional. Deci nu electromagnetic. E adevărat că dacă pun un electron și un pozitron împreună... Eu înțeleg că pentru voi gravitația e complet altă poveste decât... Păi da, că sunt 40 de ordine de mărime. 40 de ordine de mărime înseamnă miliarde de miliarde de miliarde de miliarde de mii de ori, da? Deci între gravitație și interacția electromagnetică. Cu toate astea există un experiment parazit la CERN care vrea să producă antihidrogen, deci produce antiproton, produce pozitron, îi recombină, face niște antihidrogen pe care... E și produs, i-a ținut chiar vreo 19 minute. Pe care îi face să se răcească și pe urmă le dă un impuls într-o anumită direcție și vor să vadă interferometric dacă acest antihidrogen în câmpul gravitațional al Pământului o ia în jos sau o ia în sus.
Deci este un lucru foarte serios. Am citit recent un articol foarte interesant, acceptat a doua zi la Europhysics Letters, deci primit pe data de 10 februarie și acceptat pe 11 februarie. Așa ceva nu se întâmplă. De obicei trec luni în șir și mai ai meciuri cu referenții, ai discuții. Da, asta era acceptat a doua zi, în care autorul, un italian, care este prins în proiectul ăsta de la CERN, a demonstrat, pur și simplu a luat ecuațiile lui Einstein, care sunt un aparat destul de complicat, și a introdus simetria, niște considerente de simetrie, simetria combinată la schimbarea de sarcină, de paritate și de inversie temporală, CPT se numește, și a demonstrat că interacția gravitațională între materie și antimaterie trebuie să fie repulsivă. Ceea ce merge mai departe. V-ați gândit vreodată de ce universul este așa cum este? De ce avem niște roiuri de galaxii? De ce nu e materia așa, cam toată compact, peste tot? Da? Ia gândiți-vă, dacă atunci când a fost creată materia asta, nu vorbim de Big Bang, la un moment dat am pus materie și antimaterie într-o cutie, într-un spațiu. Materia cu materia se atrage, antimateria cu antimateria se atrage, dar ele se resping între ele. Ce garanție avem noi că nebuloasa lui Andromeda nu este, nebuloasa din Andromeda nu este din antimaterie, de fapt. Noi vedem numai fotonii care vin de acolo, care sunt aceiași, da? Dar puteți să analizăm și mișcările care se întâmplă și constatăm că Andromeda se apropie de noi. Nu avem garanție decât cartea lui Ilie Efremov, da. Nebuloasa din Andromeda, și aici să spunem că da. Prietenul nostru este și scriitor de science fiction, autor al două cărți am citit eu, da? Păi două sunt. Două. Acum a treia a fost elaborată în vacanță. Se împacă. Păi de ce știința cu imaginația? Se împacă foarte bine, da? Aș putea spune. Personal, ca scriitor de science fiction, bagajul ăsta de fizică e uneori greu. Adică nu am pot permite... În novelele îl dai la o parte, de fapt. Nu pot permite să merg mai departe dacă nu... dacă nu clarific niște lucruri, dacă nu sunt măcar pe jumătate clare. Ori emigrăm direct în fantezie, ori nu. Dar dacă vrem să fim riguroși științific, atunci... O să vorbim despre cărțile dumitale într-o emisiune specială, da. Deschide cartea. Să spunem așa, însă, că într-un documentar despre Star Trek, serialul Star Trek este unul dintre elementele care a schimbat lumea în cultura veacului al sfârșitului de veac al 20-lea, și când scenariștii încercau să se lămurească cum e cu unele fenomene și au descoperit că nu se poate depăși viteza luminii, n-aveau cum, pentru că energia întregului univers trebuie, pentru că. Și atunci, uite ce zice Heisenberg, deci nu se poate de aici încolo, li s-a explicat lui Gene Roddenberry și oameni au inventat un compensator Heisenberg. Asta e. Gata, da. Compensatorul aia și funcționează și am terminat. Da. Se poate întâmpla asta, că într-o zi cineva să zică asta e și... Asta ca balaurii probabilității a lui Trull și Clapauțius, deci una din cărțile mele de căpătâi este Ciberiada lui Stanislav Lem, în care este, îmi place mult mai mult decât Solaris. E nemaipomenit cum jonglează cu niște noțiuni, cu niște concepte și totul este foarte... E prezentat așa glumeț, dar totul este... grav, e știință, inclusiv nașterea unui univers într-o cloacă plină de rebuturi în care unul din ei aruncă o cratiță și face niște conexiuni și se creează un fel de minte care creează o natură, care practic devine un fel de demiurg și creează tot universul în sânul ei, și univers care se destrabă în momentul în care mai vine unul și mai aruncă o cratiță și se... Aici încheiem emisiunea noastră, vedeți că știința fără imaginație practic nu se poate. Este de fapt, am vorbit din nou despre ele, vom vorbi în fiecare lună, vom prezenta noutăți de la măgurele de la ele, dar de fapt a fost povestea unui olimpic care s-a întors acasă, care acum construiește ținte pentru un proiect probabil cel mai mare din istoria culturală a României. O să rămână atât.